salut de asemenea prezența în fața dumneavoastră astăzi a membrilor conducerii județene, a domnului senator Petre Marius Nicoară, a domnului deputat Horea Lurianu, cu precizarea că acesta, începând de ieri, este managerul de campanie electorală pentru campania prezidențială pe județul Cluj, de asemenea domnul deputat Pop Virgil, precum și domnul consilier județean Mihai Seplecan. Să rog să-mi permite să le dau și lor cuvântul pentru a adresa câteva cuvinte prezent. Și domnul consilier județean Cecanu, ce scuze, care este în spate. Bună ziua, bun găsit tuturor celor care au venit astăzi să asiste la acest debut, să spunem, a noului birou municipal din Câmpia Turzii. Așa cum am amintit înainte, am avut o întâlnire cu membrii acestui birou și cu activiștii ai partidului nostru aici la Câmpia Turzii. Este un birou care intră direct în focul luptei, lupta pentru președinția României, susținerea noastră a candidatului Plin Antonescu. Sigur că pe mine mă bucură acest nou birou care are în componență atât membrii cu experiență din Partidul Național Liberal, cât în egală măsură și membrii noi, cât și oameni de diferite vârste, preocupări și profesii, și mă bucură că avem alături de noi și doamne care sigur vor crea, să spunem, un val care să genereze până la urmă o poziție mai bună a Partidului Național Liberal în Câmpia Turzii. Eu, sigur, am venit aici conducând această delegație care a venit de la Cluj și, așa cum spunea domnul președinte Lojigan, suntem aici cei doi deputați ai județului Cluj, senatorul județului Cluj, doi consilieri județeni. Am venit pentru a legitima, ca să spun așa, această conducere, pentru a le ura succes și, evident, a le promite tot sprijinul din partea noastră, pentru că aici să ajungă să conducă liberalii, pentru ca cei care locuiesc în Câmpia Turzii să simtă că o conducere liberală le va aduce un trai mai bun. Am să rog și pe colegul meu, Horea Lurianu, deputat al județului Cluj, să spună câteva cuvinte. Da, eu să mă refer mai mult la campanie, exact cum a anunțat domnul Lojigan, de ieri am fost investit cu sarcina de a conduce, a manageria campanie electorală, sigur, împreună cu Marius Nicoară, el fiind responsabil aceste campanii electorale, dar din punct de vedere managerial, împreună mă voi ocupa de partea de campanie în fiecare localitate din acest județ, de care și municipiul Câmpia Turzii. Această campanie care va urma este atipică și important să cunoaștem lucrul acesta. Este pentru prima dată când președintele României este ales fără să mai existe concomitent alegeri pentru Camera Deputaților sau pentru Senat, deci fără să mai devină locomotive pentru listele lor sau candidații lor la aceste funcții. Deci, pentru prima dată când, practic, ne apropiem de un vot mai uninominal, dacă aș putea să spun, în sensul că ponderea partidului în strategia și în voturile pe care va primi candidatul este mai diminuată vis-a-vis de ce s-a întâmplat acum 5 ani, când lucrurile s-au întâmplat simultan. Vom merge, exact cum ați auzit pe domnul Gigant, pe o strategie de a veni în întâmpinarea cetățeanului, să vedem întâi clar care sunt problemele și aici nu că n-am ști care sunt problemele la nivel național, dar să vedem care sunt problemele la fiecare localitate în parte prin acest door-to-door din ușă-nușă, cum s-ar spune românește, iar apoi să venim în întâmpinarea cetățenilor cu formule și propuneri pentru fiecare localitate în parte, din partea Partidului Național Liberal, în așa fel încât cetățeanul să înțeleagă că în actuala situație grea a țării, Partidul Național Liberal este o alternativă reală pentru viitoarea guvernare și prin poziția de președinte. Candidatul nostru, Crin Antonescu, este un candidat tânăr, nu neapărat tânăr în politică, pentru că are mulți ani de politică în spate și experiență în diferite funcții, dar tânăr vis-a-vis de adâncirea mocirilor în care ne-au demonstrat-o actualii guvernanți. Este o alternativă a Partidului Național Liberal,
pe care noi credem că ne va duce la un rezultat foarte bun la câștigarea alegerilor prezidențiale. Și, încă o dată repet, strategia noastră va fi de a afla problemele cetățenilor din fiecare localitate, de a le veni pentru o formulă și cu propuneri constructive și până la urmă, sigur că important este propaganda pe care o vom face în mod special candidatul nostru prin Antonescu. Deci vom veni pe două paliere. Unul cu formule și cu propuneri în întâmpinarea problemelor fiecare localități, atât ce în fiecare localitate, plus promovarea candidatului propriu, domnul prin Antonescu.